Salutare tuturor, aici cu voi Justigal și bine v-am regăsit la un nou episod de GTA 5 Online. Astăzi o să facem misiunea de la Geralt, cele noi. În acest episod o să facem ultima misiune de la Geralt. Una singură mai am. Celelalte o să le găsiți tot pe canal. Last play, make ends meet. Hai să vedem cum e meet-ul de final. Cum arată. Din câte am observat, misiunile astea 6 au o legătură între ele. Ceea ce e acceptabil pentru Rockstar, ținând cont că Rockstar nu prea au făcut legătură între misiuni. O să-i dăm pe hard, o să-i dăm în continuu și start. Dacă doriți să faceți misiuni singure, mă repet, trebuie să le faceți pe invite only sau solo session sau closed friend session. Trebuie să mergem într-o locație. Misiunile sunt interesante, mie unul îmi plac, dacă că sunt câte unele care necesită prea mult timp pentru o plată prea mică. Asta e interesantă. E populație mare aici. Pentru cine joacă Rockstar GTA 5 online de mai mult timp, vei ști că aici e o misiune care se face business battle. Și e exact aceeași acțiune. Și NPC-urile simt tot la fel de slabe ca în misiunea de business battle, chiar dacă e pe hard. Doar că în misiunea de business battle, aici se băteau două ganguri, acum o bat doar eu cu ei. Bun, hai să spargem sifful. Să spar sifful e foarte simplu, eu apăs mereu A, aștept să tremure și dau drumul. Îi dau drum. Mai mut un pic. Trebuie până în 40. Să mai dăm o rotație. Și de aici o să începem cu tic-tic. Bun, s-a deblocat. Îmi spune să apăs D, apăs D. Bun, trebuie să apăs A. Bun. Ce trebuie să iau din save? Take out the gang boss. Păi ești nebun. Pentru cine nu cunoaște zona asta a mapei, poate fi ce faci boss-ul.
O să ies pe partea cealaltă ca să fac și eu niște RP. Slăbuță misiune, adică l-a omorât pe ăla atât de rapid și era atât de fragil. Și mai era și bossul lor. Oh, 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 interesant. Boss avea un Sentinel XS. Oh, încă un Sentinel XS. Tare, aici se spamează două Sentinel XS. Mișto, pentru misiunea asta poți încerca să te distrezi cu Sentinel XS. Și o mașină rapidă. Eu sincer nu am în joc, dar am niște prieteni și destul de tare. Eu am Zion Classicul. Bun, hai să vedem ce payment ne oferă domnul Gerald. Uuuu, ce cauți tu aici, om, ca ți-ai gură. Da, așteaptă dracu să trec. Haide, dă-i drum. N-ați opas. Ăsta, unde să cred? Bun, hai să intrăm să-i dăm lui Gerald. GG, gata misiunea. Deci ca să omor boss-ul ți se dă 18k. Slab. Și slab și ca și repe. Vă mulțumesc tuturor pentru vizionare. Sper că v-a plăcut seria noilor misiuni de la Rockstar cu domnul Gerald. Dacă vă place să continui seria asta cu episoade cu microfon, pentru că eu continuam seria cu episoade fără microfon, lăsați-mi un comentariu și o să fac chestia asta, ce spune acolo, Make and Smith sau ceva de genul, care cicănași aveau făcut-o, dar eu am. Ne auzim pe data viitoare, cu voi a fost Just Eagle și vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Pa, pa!